faceți? Cum mai sunteți? Eu sunt entuziasmată că am ajuns din nou în Germania. Germania m-a întâmpinat, eu speram să găsesc luminițe aici și motive de Crăciun, dar nu am găsit decât apă plată și ursuleți Haribo pe pat. Cred că este tradiție la ursuleții Haribo să-ți lase undeva aici pe pernă monoporții de ursuleți Haribo. Zilea asta vom merge la un restaurant cu, din câte am înțeles, motiv mediteranean, mâncare mediteraneană. Vom prezenta ce vom mânca, vom face poze și vom împărtăși momentele frumoase și cu voi. Urmând ca mâine și poi mâine să fie două zile full de work, 8 ore la birou și seara respectiv cină. Bineînțeles, vom da o fugă și prin centru vechi și vom merge vineri seara și într-un centru comercial pentru a vă prezenta și câteva prețuri ale produselor, câteva prețuri de... Dacă s-au mai scumpit ceva. Între timp să știți că am fost la Rossmann, dacă nu mă înșel. La Rossmann am găsit niște produse speciale pentru bagajul de mână, cum ar fi pastă de dinți, apă micelară, nu mai știu ce am mai luat, gel dezinfectant, toate la 50 de cenți. Deci Germania nu este așa scumpă, Germania este țară mai acceptabilă decât România. Ne vedem la Ashat Hotel din Bremen. După un zbor cu escale la München, am ajuns în sfârșit la Bremen. Seara asta vom lua cina la un restaurant împreună cu colegii mei de aici. Am venit pentru a lucra pe un proiect comun. O să vă prezint și ce lucrăm și ce mâncăm și unde vom merge. Aceasta este camera de hotel. Am mai fost aici, cred că și în vară. V-am mai prezentat-o. Ne vedem curând! Salutări! Și speaker am lucrat și din cupo. Să știu câteva poze și rezultate cu munca noastră de astăzi. Iar de seară vom merge la un restaurant cu specific asiatic. Stați pe aproape! Thank you.